Câmpia Transilvaniei, situată la nord-vest de râul Mureș, este o regiune mai joasă, având în medie o înălțime de 500 de metri, brăzdată de văi largi cu pante line pe care se întind ogoare. Orașul Sărmașu este printre primele localități din Europa în care s-a început exploatarea industrială a gazului metan. Prima sondă de foraj din România datează din 1908, fiind în prezent declarată obiectiv cu valoare muzeală. Tot în zona Sărmașu, definind cultul religios dominant, regăsim câteva frumoase biserici de lemn. Biserica ortodoxă din Sărmașu datează din secolul al XVIII-lea și poartă hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. Biserica din Sărmășel Gară, cu hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, a fost construită în anul 1692. Biserica ortodoxă Vișinelu are hramul Adormirea Maicii Domnului. Reprezentând același cult de peste 5 secole, Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din Sânt Martinul de Câmpie veghează satul de pe dealul din apropiere. Incinta mănăstirii adăpostește o biserică de lemn ridicată în secolul al XVII-lea cu hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril și care acum este monument istoric. Zau de Câmpie se poate mândri cu mai multe obiective. Impresionantul castel Ugron de aici reprezintă în Câmpia Transilvaniei un punct de reper cultural și istoric. Construit între anii 1909 și 1911 de baronul Ștefan Ugron, castelul amintește prin arhitectura sa de castelele medievale franceze. Are o structură calendaristică cu 4 turnuri, 7 terase, 12 holuri, 52 de camere și 365 de ferestre, fiind încadrat de un parc dendrologic. Frumusețea acestor locuri este accentuată de fermecătoarea rezervație de bujor de stepă, Zau de Câmpie. Aceasta este o arie protejată cu o suprafață de 3,49 de hectare, întinsă pe teritoriul comunelor Zau de Câmpie și Valea Largă, unde înflorește la începutul lunii mai bujorul de stepă. Frumusețea peisajului este întregită de salba de lacuri de pe câmpie. De la nord la sud, ele sunt dispuse în următoarea ordine. Rezervația naturală Lacul Fără Gău, 38 de hectare. Șăulia, 48 de hectare. Văleni, 53 de hectare. Zau de Câmpie, 133 de hectare. Și Tăureni, 53 de hectare. Lacurile de pe câmpie sunt amenajate pentru pescuit și constituie un excelent refugiu și hrănire pentru un număr mare de specii de păsări.